Bună seara, stimați prieteni, sunt Cătălin Vasile și vă spun bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Întrebare. iată din nou față în față cu dumneavoastră, cu o nouă temă și bineînțeles cu un nou invitat. De fapt, o revenire în studiul nostru a unui prieten deosebit, nimeni altcineva decât domnul Daniel Alexandrescu, prezbite la Biserica Creștină după Evanghelie, izbânda din București și realizator la radio Vocea Evangheliei București. Daniel, bine ai revenit! Bine, v-am regăsit. Mulțumesc pentru invitația. Îți mulțumesc foarte mult pentru uh, dorința de a continua, uh, să spunem, întâlnirile noastre în fața micilor ecrane. Uh, astăzi vom discuta despre lumină versus întuneric. Ce înseamnă asta în limbajul creștinesc? Pentru cei care deja au mai trecut, poate, prin uh, citirea scripturii sau poate au interacționat cu biserica, știu că. Uh, Credința este uh, uneori asimilată cu lumina care vine de la Dumnezeu, sau creștinul ca un purtător de lumină, ca un, un factor care reflectă lumina care vine la Dumnezeu și de mai departe. Întunericul, pe de altă parte, uh, așa cum știința definește, este uh, lipsa luminii, practic absolut orice în afara luminii. Și astăzi vom discuta despre aceste două ipostaze ale vieții creștine. Atunci când creștinul, într-adevăr, face ceea ce este chemat să facă, aceea de a fi un mărturisitor, un, uh, un om care duce mai departe ceea ce primi de la Dumnezeu, și a creștinului, bineînțeles, care nu face lucrul acesta sau o face, dar o face mai puțin. Și împreună cu tine, aș vrea să vedem uh, cele două aspecte, ce, cele două modele de viață și până la urmă vom trage o concluzie să vedem care este, să spunem, varianta recomandată și cerută de Sfânta Scriptură. În primul rând, cum ți se pare tema aceasta, Daniel, în contextul în care trăim astăzi? În realitatea care ne înconjoară, vedem că lumea creștină este într-o oarecare, să spunem, cădere. Creștinii sunt din ce în ce mai voalați, mai puțin prezenți în societate, observăm că totul se cam întâmplă în mijlocul adunărilor sau poate acasă, mai puțin în public. Oamenii nu mai încearcă să ia poziție față de anumite situații, deci practic totul a devenit așa relativ. Oamenii sunt mai tăcuți, mai puțin prezenți la biserică, mai puțin vocal în, în mediile acestea publice. Cum vezi tu tema aceasta în contextul în care trăim astăzi, în secolul 21? Da, este o temă binevenită și în contextul acesta care l-ai menționat, deși și astăzi a fi creștin este la modă și confortabil să te definești ca și creștin, însă nu e atât de confortabil să și-ți manifesti credința în public. Și aici e o discuție, evident, mulți preferă să aibă o credință privată, personală, care nu are de-a face cu sfera publică și viața cotidiană, dar nu ăsta este modelul lăsat de Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Și în contextul zilor noastre vedem că, așa cum ai spus, creștinismul este destul de atacat, este ridiculizat, este judecat și asta datorită faptului că încă nu și-a atins menirea aceea pe care a lăsat-o Mântuitorul de a fi sare și lumină în contextul temei de astăzi. De fapt, ăsta este și mandatul pe care Hristos l-a lăsat bisericii sale, nouă, urmașilor săi, de a fi repere în societate și a asociată credința creștină ca fiind o lumină, o fiind o sare, și chiar în contextul acela, Mântuitorul spunea că o cetate nu poate fi ascunsă pe un munte, acea cetate este vizibilă. De asemenea, o lumină este vizibilă în contextul întunericului sau în relație cu întunericul, lumina trebuie să strălucească. Și asta ar trebui să fim noi, urmașii Domnului. Excelent, Daniel, pentru că tu vom face la uh, sintagma această referire, sare și lumine, hai să știm versetele din, uh, din Evanghelie care uh, spun despre lucrul acesta, pentru că tot o să uh, ne aducem aminte și o să uh, ajungem din nou, din ce în ce mai mult la această să simt acum sare și lumină. Sigur, aceste cuvinte fac parte din predica Mântuitorului de pe munte, în contextul acela în care el a menționat și fericirile. În Matei, capitolul 5, începând de la versetul 13, citim cuvintele Mântuitorului care spun astfel. Voi sunteți sarea pământului, dar dacă sarea își pierde gustul, prin ce își va căpăta iarăși puterea de a săra? atunci nu mai este bună la nimic decât să fie lepădat afară și călcată în picioare de oameni. Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Și oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru, care este în ceruri. La Domnului pentru acest pasaj. Este un pasaj foarte important și are legătură directă, practic, este punctul nostru de plecare în toată această discuție. Daniel, la un moment dat ai spus, acum câteva minute, că fiecare dintre noi avem o credință personală. De fapt, esența creștinismului este că Domnul Hristos a murit pentru noi, a înviat, și fiecare dintre noi. La nivel personal, avem o relație cu Dumnezeu prin Domnul Isus Hristos. Nu ca și familie, nu ca și popor, fiecare dintre noi ne raportăm în mod direct la Dumnezeu și, bineînțeles, prin șerfa Domnului Hristos, care este mântuitoare. Plecând de la această, să spunem, definiție de bază a creștinismului, dacă scoatem asta din creștinism, practic totul cade, am putea spune că hai să zicem, m-aș pune în, în, pielea unui creștin mai, mai relativ, așa, în care spune, domnule, eu personal mi-am rezolvat problema ca, ca, oricare păcătos. Am înțeles că sunt păcătos, am înțeles că sunt chemat să uh, răspund afirmativ uh, la planul de mântuire lui Dumnezeu, și cam de aici se termină totul. Activitatea mea se desfășoară în privat, nu e problema nimănui ce fac eu atunci când mă rog cu Dumnezeu sau știu eu, citesc din Sfânta Scriptură, nici măcar prezența la biserică poate. Vin, dar încerc să fiu puțin izolat, să-mi văd de treaba mea, iar credința mea în Dumnezeu și în tot ce se întâmplă este o chestie de care nu are nimeni voie să se atingă sau nici măcar păstorul bisericii sau știu eu, prezbiterul bisericii. Deci e o chestie absolut intimă. Pe de altă parte, sunt creștini foarte activi, în sensul în care în momentul în care au înțeles chemarea aceasta la mântuire, încearcă să fie foarte activi și să îi ajute și pe alții să, să acceadă la această, la această uh, mântuire. În sensul că se duc în public, vorbesc, iau o poziție, vin la biserică, uh, doresc părtășia cu din credincioși, uh, sunt foarte deschiși și n-aș prezenta să spunem, vulnerabilitățile, greutățile pe cal aceasta credinței cu conducătorii bisericii sau cu un alt grup de oameni apropiat lui. Sunt oameni care, să spunem așa, fierb după uh, dragostea aceasta uh, de a fi unii cu alții. Punând cele două, să spunem așa, grupuri de oameni în, uh, în balanță, care crezi tu că este varianta uh, biblică? A creștinului, acela de a izolat, de a nu lăsa pe nimeni să intre în viața lui și uh, a crede că problema aceasta este doar a lui și a Dumnezeu sau a celorlalți. Bineînțeles că vorbind aici despre credința autentică în Hristos Domnul și în jerfa lui și în, în lucrarea aceea salvatoare răscumpărătoare de care aminteai. Uh, acea credință produce o schimbare în viața noastră, o schimbare care pornește din interior și se manifestă în exterior. Și acesta e modelul unei credințe veritabile. Chiar Mântuitorul, aș face apel la situația dinaintea înălțării sale, atunci când Mântuitorul i-a pregătit pe Apostoli pentru lucrare și i-a atenționat să rămână în Ierusalim, acolo vor primi Duhul Sfânt, puterea Duhului Sfânt pentru a fi martori. Și în contextul acela original, martureo a depune mărturie. De fapt, asta e credința creștină. E o mărturie despre ce a făcut Hristos în viața mea personală și o mărturie care este exprimată și prin cuvinte, dar nu doar prin cuvinte, ci prin comportament, prin acțiuni, prin atitudini, prin uh, modul în care mă relaționez la semeni, la modul în care uh, gândesc, modul în care iau atitudine, modul în care mă uh, uh, adresez în societate, modul în care trăiesc în familie. Și asta, evident, că n-ar trebui să fie o sforțare, ar trebui să fie ceva de la sine, ceva care să fie natural. Credința creștină e una practică, trăită, experimentată zi de zi și ucenicii au înțeles de fapt că ăsta era mandatul și nu doar mandatul lor, ci mandatul nostru al urmașului Hristos, al bisericii, chiar și în secolul 21 zile noastre, ăsta ar trebui să fie acela de a depune mărturie. Fie prin, încă o dată mă repet, vorbe, fie prin trăire, prin fapte. De fapt, Apostolul Pavel mai târziu spunea că noi suntem o evanghelie vizibilă, o evanghelie expusă în fața lumii și această evanghelie oamenii o citesc. Chiar dacă unii nu citesc în zilele noastre scriptura scrisă, evanghelia scrisă, dar evanghelia aceasta trăită de noi, creștinii, asta cu siguranță o citesc, o urmăresc și Aici avem un rol major ca și creștini, ca și urmași ai Domnului să transpunem și să exprimăm valorile împărăției lui Dumnezeu Lucrarea pe care el a făcut-o în noi de transformare să poată fi văzută și de alții Și aș mai spune ceva, noi ca oameni indiferent de ceea ce facem sau spunem influențăm fie în bine fie în rău deci, chiar dacă nu ne propunem să influențăm, într-un fel influențăm pe cei din jur. Și aici avem rolul major de a fi atenți la modul cum influențăm pe alții. Și menționai despre mersul la biserică, despre modul în care avem anumite atitudini în societate. Menționai despre faptul că această credință trebuie sau nu să fie ca un răspuns la provocările societății și noi avem modelul biblic, modelul scripturii, modelul mântuitorului care ar trebui să ne, să ne fie repere. Așa este și mă întorc din nou la uh, fraza noastră celebră legată de sare și lumină. Mă întreb oare de ce domnul face această spunem, asemănare cu sarea pentru că sare, într-adevăr, știm, de-a lungul milenilor a fost un produs și este în continuare foarte apreciat. Clar că n-am putea trăi dacă n-am -am mâncat sare și, și la vremea respectivă, și acum este un, o resursă foarte prețuită. Pe de o parte, înfrâng că e un aliment da prețios. Pe de altă parte, mă gândesc că sarea are un rol, dacă vorim așa, din punct de vedere al proprietăților chimice, problema de a conserva. Și mă gândesc eu ce am putea noi conserva ca și creștin. Revin la creștinul acela care se vede în poziția de a primi gratis. Da? Gratis nu înseamnă că nu are valoare, ci că altcineva a plătit și asta este plata pe care Domnul Hristos a făcut-o pe cruce. Dar primește în mod gratuit această mântuire și apoi, fiind sare, are rolul de a păstra. Și anume, ce cred că am putea noi păstra ca și creștin atunci când primim mântuirea? M-aș un pic mai în urmă, în Vechiul Testament, acolo era un ritual de jerfe și Dumnezeu a spus expres ca sarea să nu lipsească din acel ritual și acele jerfe pentru că spune cuvântul era semnul legământului și uh, sarea așa cum menționai are și aceste proprietăți pe lângă cele de a da gust, de a da uh, aromă uh, sens mâncării uh, și acea calitate de a face mâncarea să fie accesibilă și bună, gustoasă are și proprietatea aceasta de a conserva și bineînțeles că uh, această asociere a Mântuitorului cu sarea și noi fiind sarea pământului și e contextul acesta general în care Hristos încerca să își pregătească apostolii, urmașii săi, de rolul major pe care îl vor avea și îl vom avea în lumea noastră, anume acela de a păstra valorile împărăției lui Dumnezeu fapt, Domnul Iisus Hristos în rugăciunea Tatăl nostru i-a învățat pe ucenici precum în cer, așa și pe pământ. Domnul Iisus Hristos a instaurat împărăția lui Dumnezeu, a început să fie vizibilă odată cu venirea lui pe acest pământ, cu lucrarea sa răscumpărătoare și aceste valori ale împărăției lui Dumnezeu. Și dacă ne uităm în, numai în contextul acesta al predicii de pe munte, acolo sunt multe învățături care Domnul Iisus Hristos le-a prezentat, le-a expus, învățături care ar trebui să fie însușite de, de urmașii săi și aceste învățături ar trebui să fie valorificate într-o societate, așa cum menționai la început, care este în decădere și în care valorile creștine sunt tot mai șterse și mai ignorate și mai judecate și condamnate. Noi, Biserica Domnului Iisus Hristos, creștinii, ar trebui să aducem în fața aceste învățături ale Mântuitorului, adevăruri veșnice care nu-și pierd din însemnătate. De fapt, astea dau sens și, și importanță vieții creștine. Așa este, dau importanță vieții creștine și asta într-adevăr trebuie păstrați și mai mult dați și mai departe așa cum ne învață Mântuitorul. Pe de altă parte dacă mergem spre zona aceasta a luminii versus întuneric exact tema din seara aceasta vedem că și toată lumea spune, nu numai noi creștini că trăim într-o într perioadă, de fapt întreaga omenire după cădere a trăit o perioadă foarte neagră și știm că omul fără Dumnezeu este un om fără lumină un om care uh, orbecă prin viață, merge ca un or prin viața aceasta. Nu are un, un, final fericit. Nu se termină tot atunci când trece un neființă, da? ci practic uh, viața aceasta este doar o pregătire pentru ceea ce urmează. Uitându-ne la o lumină să ne imaginăm că la un moment dat totul se se, se întunică. Și aici, la noi în studio, dacă am stinge luminile, ar fi întuneric besnă. Uh, ar fi foarte greu să, să ne descurcăm. Și uh, mă gândesc că atunci când suntem chemați să fim mai mult ca o cetate, undeva deasupra restului, din stat, din stat Dumnezeu ne poziționează prin ceea ce ne am observat, ceea ce am primit, ceea ce am înțeles de la Domnul Hristos, deasupra societății în care trăim. Diferența este că aici avem adună și aici vreau să discutăm. Avem dacă mă pun iar în situația creștinului care vrea să fie lăsat în pace, să nu fie băgat în seamă, să nu fie luat la întrebări, să nu deranjeze, aici că omul care e asigurat încearcă să treacă cât mai invizibil așa prin viața aceasta și să ajungă la ceea ce înseamnă întâlnirea cu Domnul Hristos. Dar totuși chemarea este alta. Mă gândesc, ce am putea face ca totuși să rămânem la statura acela de lumină care stă pe o cetate și nu lumina sub obron? Cele două, cele două posturi a creștinului care stă ascuns, la ce aminte de peștere, văgăună, catacombe, poate, au fost vremuri. Dar acum nu ne mai încă, încă suntem liberi, încă nu ne obligăm, dar și acum sunt creștini care tac, nu vorbim niciodată de Dumnezeu, evită subiectele în care ar putea zice, își duce viața aceasta incognito, față de alții care într-adevăr sunt vizibili, prezintă ceea ce face noi, acum este o, un act de mărturisire. E public, toată lumea ne vede și știe ceea ce facem. Cum vezi tu lucrurile? În primele secole, în Imperiul Roman, au apărut câteva scrieri și sunt consemnate tocmai acei istorici la acea vreme menționau aceste diferențe care le-ai menționat între oamenii din societate și cei care se numeau creștini. Și acea comparație a avut în vedere toate sferele vieții. Și ca să mă rezum așa în câteva cuvinte, se spunea despre creștini: sunt oameni ca și noi, și creștinii nu sunt supermeni, nu sunt supereroi. Sunt oameni care au și ei încercări, au necazuri, au probleme, au boli, trec prin suferințe. Dar remarcau acei istorici faptul că urmașii Domnului Isus Hristos, cei care se numeau creștini, treceau mult mai ușor prin suferință, aveau o altă abordare în încercări, altfel nu disperau, nu ajungeau la situația aceea limită de, de, în care nu mai știau ce să facă. Aveau o, o atitudine pozitivă, de speranță și ca să revin la întrebarea ta, clar, sursa luminii este Dumnezeu și Hristos este lumina lumii și noi ca urmașii lui direct trebuie să fim conectați zilnic la sursa luminii divine, adică la Hristos. Un creștin care are o relație zilnică, practică, personală cu Hristos, cu lumina lumii, imposibil este să nu, să nu lumineze și pe ceilalți din jur. Și evident că acea lumină pe care o primește de la Hristos, acea putere, acea energie pe care și-o ia din cuvânt, din relația cu Domnul Isus Hristos, aceea o va transfera și în exterior. Și menționai de aceea creștinii aceia care, eu știu, rămân un pic în umbră, în uh, izolare, preferă să nu fie atât de vizibil. Uh, pot fi diverse cauze. Eu personal cred că acele atitudini reies și dintr-o relație cu Hristos care nu este atât de apropiată. Nu e o relație... Uh, zilnică, nu e o relație vie, o relație așa de conjunctură poate și aici e foarte important să înțelegem și ascultătorii noștri să înțeleagă faptul că uh, relația cu Hristos uh, aduce o credință vie, o credință care uh, ar trebuie să, să iasă din interior înspre exterior și asta cu siguranță o vor vedea și cei din, din uh, sfera noastră. Îmi mărturisea recent uh, un tânăr din biserică, plecase într-o țară uh, din afară, o țară în India și acolo uh, spunea că a interacționat cu un tânăr un tânăr care nu era era hindus, nu era creștin și spunea uh, eu l-aș accepta pe Hristos ca fiul lui Dumnezeu și mântuitor, dacă l-aș vedea făcând o minune în viața mea sau familiei mele. Și Dumnezeu în contextul multor țări astăzi, și arabe, musulmane, și hinduse și budiste, așa lucrează, face minuni, face lucrări extraordinare. Ei bine, în viața noastră, în viața creștinilor, lucrarea cea mai măreață este faptul că ne-a salvat, ne-a iertat și avem uh, o viață nouă, ne-a transformat viața, spune Apostolul Pavel, că cine este în Hristos, Lumina Lumii, este o creație nouă. Și acea creație nouă e vizibilă. Și îmi plăcea foarte mult, cred că Dostoievski spunea, stelele strălucesc doar în întuneric. În contextul întunericului, lumina este vizibilă. Cred că asta e și definiția uh, oficială a luminii. Lipsa uh, de fapt, de definiția întunericului este lipsa luminii. Uh ca și definiția frigului, este lipsa căldurii. De fapt, este definiția tot ca și căldură, da? Dacă ar fi vorbim, dar numai că e cu minus, din, din punctul de vedere. Așa a așezat Dumnezeu legile astea ale Universului, atât inclusiv natura, știința ne, ne, exemplifică foarte, foarte frumos adevărul Scripturii. Dar ne să trecem puțin la partea practică. Acum tu, ca și slujitor, știi foarte bine, simțul pulsul adunării uh, nu numai a ceea ce se întâmplă în biserică, când oamenii de obicei postează în oameni mai evlavioși, mai credincioși. Duminica. Duminica, da. Duminica este o zi specială în care toată lumea pare mai apropiată de Dumnezeu. Dar în uh, experiența ta pastorală uh, te-ai cu tot felul de cazuri, uh, ai avut multe discuții, conciliere și tot așa vizite în familii, știi ce înseamnă de fapt credința și la filul ierbii fiind prezent între oi, ca să zicem așa, vorbim așa cum Scriptura numește. Haideți să vorbim puțin despre partea aceasta practică în care cum un creștin, un om care l-a întâlnit pe Dumnezeu, ar fi un bun mărturisitor. Cum vedeți voi poate din punct de vedere al păstorilor, al oamenilor care stau în față, care sunt chemați să îi călăuzească pe alții, să îi îndrepte atunci când ne vorbea de îndreptat. Pentru că e clar, așa cum ai și spus și cum spune clar Sfânta Scriptură, este că suntem chemați să fim lumină și sare, sare și lumină. Nu toți reușim să fim așa cum spune Sfânta Scriptură, nu în toate momentele. Avem momente în care mărturisirea noastră lasă de dorit, uneori chiar putem pierde Mărturia creștină, da, pur și simplu ce din jurul nostru sunt dezamăgiți, dar totuși hai să vorbim puțin despre niște best practices. Uh, care ar fi, poate, cele mai simple metode prin care un creștin chiar arată ca un creștin? Da, e o întrebare bună, practică și uh, sunt. Pornind la relaționări, la știu, prezența în public, acasă, la serviciu, la școală. Revin la ceea ce am menționat anterior, mărturisirea aceasta prin viață, prin trăire, ar trebui să fie ceva natural. Și, ca să argumentez lucrul acesta, atunci când în noi trăiește, locuiește Hristos, prin Duhul Sfânt, suntem oameni noi, transformați de Duhului Dumnezeu, evident că în noi a început o lucrare de schimbare, de transformare și ca să îți răspund la întrebare, o să dau câteva situații, să zicem. Dacă mergem în sfera aceasta educațională și aici am uh, văzut și eu un pic viața în primii ani de credință, uh, am ajuns la liceu și uh, ca un copil al lui Dumnezeu Uh, am înțeles că nu mai puteam să fac ce făceam înainte. Nu că făceam multe lucruri înainte rele, însă în contextul educațional uh, se mai putea fura copia, se mai putea bunătăți cumva nota, inspirându-te, uh, făcând tot felul de jonglerii. Și mi-am dat seama că uh, în cuvântul lui Dumnezeu uh, furtul este condamnat, minciuna, și eu trebuie să fiu un exponent al adevărului și al cinstei și al dreptății. Și în viața mea, de la sine a venit această schimbare. Dacă nu era Hristos, n-aș fi putut să renunț la cele metehne și acele, eu știu, rele pe care le aveam înainte. Am renunțat să mai copiez, am renunțat să mai mă inspir în contextul locului de muncă, să zicem. La fel, în mod natural, oamenii vor vedea că, eu știu, în vorbire avem un vocabular diferit. Nu folosim cuvinte licențioase, nu înjurăm, nu blestemăm. Și atunci trebuie să fim gata să răspundem. Că unii se vor întreba în mod curios, dar cum de? Că te știam că foloseai înainte. Și apostolul spune că să fim... Totdeauna gata să dăm un răspuns cu privire la speranța, nădejdea care este în noi. Și acesta e un moment în care putem fi niște mărturisitori ai Domnului, să spunem, într-adevăr, Hristos mi-a schimbat viața, mi-a schimbat vorbirea și uh, acum eu trebuie să fiu un copil al său care să uh, urmeze adevărul și minciuna să nu mai existe în viața mea, vorbirea mea să fie curată. De asemenea, în contextul poate al afacerilor, al businessului, evident că aici sunt tot felul de tentații și ispite să te îmbogățești peste noapte, să... Apostolul Pavel spunea într-un context Altă dată erați așa Atunci dacă furați acum Nu mai furați Acum sunteți oameni ai luminii Sunteți urmașii lui Hristos Și ar trebui să avem bune practici Să avem Principii morale, și aici sunt contexte și tot felul de situații în care noi putem să ne mărturisim credința prin fapte, și apoi să fim gata să și o argumentăm prin vorbe. De ce? Nu pentru că am luat nu știu ce model sau că urmărim nu știu ce interes, ci pentru că așa ne învață Cuvântul lui Dumnezeu, Hristos locuiește în noi și nu mai ne dă voie să trăim cum am trăit odată, să arătăm faptul că în viața noastră credința este, este vie. De asemenea, un mod natural ar trebui să fim gata, zilnic, să îl mărturisim pe Hristos. Și revin la mandatul dat apostolilor, a spus Mântuitorul, voi veți primi o putere și îmi veți fi martori, începând din Ierusalim, Iudeea, Samaria, până la marginile pământului. Și asta nu înseamnă că trebuie să ai dar de evanghelist. Unii spun, păi eu n-am acest dar, nu pot să mărturisesc. Ba da, toți suntem chemați să-L mărturisim pe Hristos Domnul, să mărturisim că El a înviat din morți, că odată cu învierea Lui și viața noastră a fost schimbată, că jerfa Lui, are aplicabilitate în mod personal, că păcatele pot fi iertate prin jertfa lui. Și asta trebuie oamenii să întâi să vadă noi, apoi să se întrebe ce s-a schimbat, ce s-a produs, acea metanoia care a schimbat mintea noastră, de ce, de unde s-a produs. Și acolo avem șansa de a fi mărturisitori. Dar de să recunosc că sunt surprins mereu când mă uit pe statisticele canalului de YouTube și în alte Că mărturile personale, ceea ce spuneai tu puțin mai devreme, sunt cele mai căutate. Oamenii, într-adevăr, caută să vadă modul în care Dumnezeu a lucrat personal în viața cuiva. Pe lângă predici, muzică religioasă, mărturile personale au cel mai mare impact, poate cea mai mare căutare și, într-adevăr, uneori o mărturie spusă de cineva. Chiar dacă ori, uneori este plină de durere, sau și oamenii oameni s-au întors la Dumnezeu prin experiențe dureroase, au un impact și schimbă percepția unor oameni care poate până atunci nu au auzit de Dumnezeu sau nu au avut nicio treabă cu viața religioasă. E normal să fie așa, scuză-mă că te am întrerupt, pentru că asta dovedește faptul că avem un Dumnezeu viu, un Dumnezeu care a lucrat cu apostolii în vremea de atunci, lucrează la fel și astăzi, la fel de implicat în istorie. Nu e un Dumnezeu absent, transcendent, care nu are nicio treabă cu lumea noastră, cu noi. Și oamenii vor să vadă că, într-adevăr, nu e o filozofie credința, nu e o ideologie, ci este ceva care ne-a schimbat cu adevărat viața, credința în Domnul Isus Hristos. Așa este. Totuși, se presupune că Cineva chiar ar vrea, ar, ar dori să fie mai vizibil, ar dori să fie mai prezent în, în viața aceasta publică, să-și prezinte credința, să, să fie într-adevăr un exemplu, să fie o lumină, dar, deși creștinismul încă este, încă este la modă, sunt deja voci și știm foarte bine, în zona aceasta publică, creștinii sunt puțin puși la colț, în sensul că sunt, numiți, medievali, oameni înguști, oameni care cred în tot felul de bazme, povești. Este o societate acum în dezvoltare aceasta a unii care nu mai crede în nimic decât în eul propriu, în ziua de azi și poate, nu știu, nici măcar ziua de mâine, dar totul se întâmplă aici și după aceasta nu mai e nimic. Oamenii aceștia întotdeauna vor lua oarecum în derâdere, în bat șocură pe cei care într-adevăr se duc la biserică, se foarte convincios, nu se încadrează în mersul acestei luni. Și există generația aceasta și observ asta în general la tânără. Ești părinte, știi ce înseamnă să ai un părinte la școală? Bun, noi avem și avantajul de a fi părinți de copii la o școală creștină, dar ne uităm la cei din jurul nostru. Copiii de obicei Că acolo se vede ceva mai de. Nu se simt, pentru că nu zice, a, uite, ăsta e, merge la biserică, ăsta e, părinții sunt pocăiți e, 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 și tot așa. Plus tineri care la fel se simt jenați, ca să nu zic altfel. Atunci când sunt asociați cu o credință care crede în tot felul de lucruri, deși ei acolo au fost crescuți, acolo au fost educați. Știu ce înseamnă, au trăit izolați oarecum și protejați. Trebuie să recunoaștem că în familie creștină există protecție și binecuvântare la Dumnezeu. Nu au parte de toate problemele acestea pe care le au ceilalți copii. Ce le putem spune acestor copilași tineri care, într-adevăr, se simt câteodată, să spunem, jenați și nu se simt bine când ceilalți din jurul lor fac glume proaste sau știu eu pe tema aceasta. Da, contextul aici este larg și noi, fiind cu fica noastră cea mare în grădiniță, ne-am confruntat prima dată cu lucrul acesta și ea chiar a venit acasă și a zis, uite, celelalte fetițe au cercei, au găuri în urechi, eu de ce nu am? Aceeași discuție eu am avut-o și eu și din când în mi-aduc aminte de ea. Și uh, am încercat, evident, acum sunt uh, moduri diferite de, de a aborda, dar clar trebuie să le dăm un răspuns copiilor noștri că e acea frământare și contează foarte mult cum gestionăm aceste frustrări, frământări interioare, pentru că ei se compară și uh, contextul acesta contează foarte mult uh, să câștigăm inima, să folosim cuvântul lui Dumnezeu, să-L explicăm pe înțelesul lor și să le arătăm faptul că noi aparținem uh, Domnului și că Domnul ne cheamă să fim diferiți și că uh, valorile lui Hristos sunt altele decât valorile lumii acesteia. Uh, evident că aici de la caz la caz... Uh, Abordările diferă, dar uh, important este să nu ignorăm uh, aceste observații a copiilor noștri, a tinerilor. Uh, vedem, așa cum ai menționat, faptul că ridiculizarea, judecata, uh, marginalizarea sunt acum la uh, cote destul de înalte în societatea noastră, și poate că o cauză. Revenind la primele întrebări pentru care unii creștini nu se mai simt confortabil să-și exprime public credința, este rușinea și de a, uh, lipsa puterii de a face față unor astfel de atacuri. Acum, uh, noi trebuie să fim pregătiți și Mântuitorul în contextul lucrării sale pământești, misionare, Mereu și-a pregătit ucenicii și pentru vremurile grele, dificile. Noi, astăzi, mai puțin suntem pregătiți pentru persecuție, fie fizică sau fie, eu știu, ideologică, morală. Noi, ca generație, am crescut mult mai ușor și mi-aduc aminte de bunica mea și bunicii mei care au plătit chiar cu închisoarea pentru credința lor. Noi trebuie să avem în mentalul nostru, în, cum să spun, în mintea noastră și să nu uităm nici când că pentru credința în Domnul Isus Hristos se plătește un preț. Acum nu știu cât și cum vom mai avea vremurile acestea de libertate care ne bucurăm, Însă, urmașii Domnului și apostolii, mai puțin Ioan, care n-a avut moarte de martir, toți au plătit cu viața pentru credința lor. Au plătit un preț. Unii au plătit cu viața, noi poate plătim cu opoziție, cu un statut, știu eu, cu un anumit respect la locul de muncă, na, dar fiecare dintre noi avem datoria să facem ceea ce ne-a spus Domnul Hristos, să fim într-adevăr lumină, iți-a și, și acum Mântuitorul n-a fost primit bine de toată lumea uitându-ne la el, el a avut parte și de opoziție n-ar trebui să ne mire pe noi faptul că dacă suntem urmașii Domnului, nu toți ne, ne acceptă cu brațele deschise și nu ne întindă covoarele roșii nici Mântuitorul n-a fost apreciat, ba din contra a fost disprețuit, a fost alungat, urât și atunci spuneam în Dacă pe mine m-au urât pe voi, de asemenea, dacă pe mine m-au alungat, de asemenea și pe voi, să fiți pregătiți și pentru astfel de situații. He, Daniel, acum intrăm într-o zonă uh, mai sensibilă, uh, legată de mărturie. Uh, sunt cazuri, și tu, ca păstor, cu siguranță te-ai întâlnit de creștini care, la un moment dat în viață, uh, și-au pierdut. Gustul de a săra, puterea de a săra sau lumina lor n-a mai luminat. Spunem noi în limbajul nostru creștinesc că și-au pierdut mărturia. Dintr-un context, într-o situație, neveghere, lipsă de, de tac, știu eu, n-au rezistat și au. Căzut. Au căzut. E un cuvânt greu, cuvântul acesta, a cădea în credință, dar există și. Trebuie să-l abordăm și pe aceasta. Mă gândesc că mulți dintre cei care fac lucrul acesta simt povara aceasta. Unii o recunosc, unii se întorc, alții nu mai au puterea aceasta și ezită, de rușine. O altă formă de, de pe care cel rău uh, o folosește este de a fi rușine, de a te jena, de a nu mai îndrăzni de a nu a fi acuzat, de a nu fi blamat, de a nu fi arătat cu degetul și unii dintre aceștia nu se mai întorc niciodată sau nu, mai, nu se mai ridică niciodată. Dacă dintre cei care ne urmăresc în seara aceasta sunt credincioși care și-au pierdut puterea de a seara, și-au pierdut puterea de a lumina, poate au stat sub obroc, sau poate chiar uh, s-au depărtat, ce le putem spune? Ce ce le spune Sfânta Scriptură și că ca păstor, ce cuvânt ai avea pentru ei? Cătălin, noi avem un păstor, un păstor cel mare, așa cum e numit de către Apostolul Petru în persoana Domnului Iisus Hristos și scopul lui principal, primordial era acela și rămâne acela de a căuta ce era pierdut asta spune el eu am venit să caut și să mântuiesc ce era pierdut și în seara aceasta, dacă sunt ascultători care se văd, contează foarte mult să-ți recunoști starea, că ești pierdut, că ești căzut, că ai păcătuit, că ai greșit, că ai întors spatele lui Dumnezeu. De aici pornește tot procesul acesta terapeutic. Și vestea bună este că Domnul Iisus Hristos este gata, dacă noi suntem dispuși să ne recunoaștem vinovăția, să ne recunoaștem păcatul, nelegiuirea fără de legea, este dispus să ne ierte. Și promisiunea din Cuvânt, 1 Ioan 1 cu 9, dacă ne mărturisim păcatele, el, adică Hristos Domnul, este credincios și drept ca să ne ierte și să ne curățească de orice fără de lege. Condiția este să venim la El în rugăciune și să ne pocăim. De fapt, pocăința asta este o căință, o părere de rău, un regret pentru ceea ce am făcut rău, și rugămintea ca Hristos Domnul prin sângele Lui și gerfa Lui să ne ierte, să ne curățească, și apoi dorința trăirii unei vieți noi, unei vieți în Lumină, că am vorbit de Lumină în cadrul acestui emisiuni, unei vieți trăite în adevăr. Da, sunt situații în care poate cineva și sunt oameni care nu mai au puterea aceasta din punct de vedere fizic și psihic și spiritual să se îndrepte. Pot, și aici sfatul pe care l-aș da este să caute un ajutor, un consilier spiritual, un slujitor în cadrul bisericii și în care să aibă încredere și să păstreze acea confidențialitate și să um, se descătușeze, să se descarce. Sunt poate lucruri acumulate în ani, sunt oameni care am întâlnit, nu mai pot ierta, nu mai pot trece peste greșeala cuiva care i-a făcut ceva în tinerețe și... Nu este în regulă să treacă ani Timpul nu rezolvă problemele. Din motiva, le amplifică. Le amplifică și aici e important ca să existe un prim pas, o dorință din partea celui care e în starea aceea de a, de a schimba, de a se reabilita. Și evident că prin cuvânt, prin ajutorul unui consilier, unui slujitor. Și prin promisiunea lui Hristos Domnul, că El e Cel care iartă, dă putere, El vindecă rănile, e adevărat, rănile se vindecă cel mai greu, dar avem promisiunea frumoasă că Domnul este acela care ne va ridica. L-a reabilitat pe Petru, care s-a lepădat, s-a tăgăduit că nu-L cunoaște pe Domnul. Iar reabilitat și pe apostoli, care nici ei nu erau oameni perfecti, nici noi nu suntem perfecti, ci suntem perfectibili. Adică avem această chemare de a fi asemenea lui Hristos, dar în viața de zi cu zi mereu ne luptăm cu căderi, cu provocări, cu ispite, și în Hristos Domnul avem un ajutor care ne este dat să ne ridice, să ne ierte și să o luăm de la început într-o călătorie frumoasă cu el. Așa este. Uh, foarte frumos și uh, drept de urmat uh, sfatul tău. Dar uh, aș, vrea să te mai rog, aș vrea să te mai rog să ai un cuvânt și pentru cei din comunitate. De ce? Se uh, aduc aminte uh, pilda fiului risipitor atunci când cel căzut într-adevăr se întoarce la tatăl, tatăl primește deci relația omului cu Dumnezeu se rezolvă, dar mai rămâne relația aceasta cu fratele care fiul cel are mare. fiul cel mare, care are o, o atitudine uh, deloc uh, de apreciat și uh, dacă zicem că cu Dumnezeu e mai ușor de rezolvat câteodată, e mai greu de de primit, să spunem, iertarea celor din jur, a fraților noștri. Și Uh, să ai un cuvânt și pentru cei care sunt frații mai mari. Uh, pentru că și ei contează atunci când cineva vine. Când un, un rănit dintre cei care au fost, în ai noștri și nu mai sunt și au pierdut puterea de a săra și de a lumina, vin, care ar trebui să fie atitudinea celor care, prin harul Dumnezeu, au fost mai tare, au rezistat și sunt acolo. Cum ar trebui să-l primească sau uh, cum ar trebui să se comporte față de cel care vine așa de pe. Ca oaia pierdută și de Domnul Hristos. Da, acolo e un context. Am predicat de multe ori, eu, eu consider că cel mai pierdut era fiul cel mare, deși el a rămas acasă și, aparent, lucrurile ar, arătau foarte bine, dar, în esență, în realitate, el era străin de dragostea tatălui, era străin de iertarea tatălui, de fapt, era străin de, de tot ceea ce însemna casa tatălui și acolo dacă ar fi să facem comparația cu biserica sau cu Dumnezeu, cu valorile împărăției lui Dumnezeu, Domnul Isus spunea într-un context cu i s-a iertat mult, iubește mult, va iubi mult. Acum, el a rămas acasă, fiul cel mare, dar, uh, cu mintea, cu atitudinea, cu comportamentul, era departe de casa tatălui. Și el îi reproșează tatălui: uh, Dacă mi-ai fi dat și mie niște iezi, și, de fapt, iedul e simbolizat cu uh, păcatul, și oaia era cea care simboliza uh, turma Domnului și. Uh, Băiatul acesta fiul cel mare deși era acasă prin atitudine prin gesturi prin gândire el era departe de, de tatăl de dragostea tatălui și avea nevoie mi-aș fi dorit tare mult să văd cum s-a încheiat acea scenă pe cel mic tatăl a primit la iertat a intrat în grație, în harul bucuria stăpânului dar cel mare nici nu vroia să intre în casă avea adunate resentimente și aici, pentru că mai provocat, important este nu doar să mergem la biserică sau să ne împăcăm conștiința că suntem membri undeva la o biserică locală, că frecventăm și noi o adunare, o biserică, ci important este relația pe care o avem cu Dumnezeu, cu Domnul Isus Hristos, dar și cu frații noștri. Și aici trebuie să avem foarte mare grijă cum menținem aceste relații și pe verticală și pe orizontală. Pentru că eu cred că în contextul acela între cei doi frați au fost ceva tensiuni. Cel mic când și-a cerut partea de avere, practic era o condamnare la moartea tatălui și fratele cel mare probabil nu l-a mai putut ierta toată viața pentru atitudinea pe care a avut-o fratele lui față de tatăl. Dar Aici contează foarte mult să ne acordăm iertare, să ne iertăm unii pe alții, să ne îngăduim unii pe alții și, de ce nu, când vedem astfel de reveniri prin pocăință, prin căință, să nu ne fie niște scene străine, așa cum au fost pentru fratele cel mare, ci să fie niște scene obișnuite prin care și noi să ne bucurăm că frații noștri primesc har, milă, îndurare din partea Domnului. Dar asta înseamnă că noi beneficiem de har, că dacă nu suntem familiari cu harul lui Dumnezeu, nu vom înțelege harul aplicat în viața fraților noștri. Da, domnului, am vrut să închem Daniel în acest ton al încurajării și uh, al reamintirii harului pe care Dumnezeu ni l-a oferit. Pentru că dacă n a fi fost harul lui Dumnezeu, n a fi avut parte nici de mântuire, nici de chemarea aceasta, a spune eu, împărătească de a fi sare și lumină, de a fi reprezentanții sau maturi, așa cum ai zis tu, ambasadorii luminii pe acest pământ. Sunt cazuri în care cădem de oboseală, de neveghere, dar și atunci, în momentul în care uh, se întâmplă lucrul acesta, să nu stăm și să că uh, către Tatăl Ceres, pentru că el deja ne așteaptă. Și, bineînțeles, și frații mai mari, cei care sunt deja în casa Tatălui, sunt sfătuiți, așa cum ai zis, să, să primească pe cel rănit cu dragoste și împreună să stăm, să ne bucurăm în adunarea aceea care Dumnezeu ne-a chemat. Îți mulțumesc foarte mult, Daniel, pentru seara aceasta. A fost o încântare să sunt de vorbă, o, o emisiune de, foarte practică, vorbind despre viața noastră de zi cu zi. Și îți mulțumesc foarte mult, apreciez lucrarea pe care o faci acolo la Radio voce Evangheliei și bineînțeles lucrarea de pastorație pe care am amintit-o de mai multe ori în seara aceasta. Până la urmă suntem chemați să, să luptăm împreună, să stăm împreună, să ne ajutăm, să vegem unii asupra altora și atunci când cineva e rănit noi, să sărim cu toții și să ridicăm. Mulțumesc foarte mult! Și eu îți mulțumesc și îmi doresc ca într-adevăr să ne împlinim menirea aceasta de sare și lumină, în societatea noastră, care e din ce în ce mai secularizată. Stimați prieteni, vă mulțumim și dumneavoastră pentru seara aceasta. Vă mulțumim că ați stat în fața micilor ecrane, vă mulțumim că ne-ați primit în casele dumneavoastră. Până data viitoare, noi vă salutăm și vă spunem la revedere!